Bună, eu sunt Ovidiu și bine ați venit la Șumăreala. În episodul de azi o să vă arăt cum se folosește kitul de cultivare a ciupecilor pe care îl găsiți pe site-ul șumăreala.ro. Acolo pe site, dacă vă cumpărați kitul de cultivare a ciupecilor, ce o să primiți? În primul rând, o să primiți o seringă cu micelul lichid și o să vă alegeți voi specia. Deci puteți să vă alegeți specia dorită. Eu am aici Princess Pearl, Pleurotus ostreatus, variata Princess Pearl. Asta e un Pleurotus foarte ușor de crescut pentru începători. Am aici un săculeț cu 1 kg de grâne sterilizate. Deci, am aici săculețul cu care o să pot să obțin miceliu pe grâne. Și aici, în partea mea stângă, avem 4 săculeți cu peleți de paie de grâu. Deci, din kitul de cultivare o să obținem 4 săculeți de mărime asta, cam de 2 kg fiecare, cu miceliu pe rumeguș sau miceliu pe peleți de paie, care o să producă ciuperci. Acum, în episodul trecut, în șumărea la episodul 22, v-am arătat exact cum se face miceliu pe grâne cu seringa cu miceliu lichid și grânele sterilizate. Un pic spirit. Deci, vufacul e sterilizat, dat cu spirit, dezinfectat. Și acum o să facem mișcarea asta și o să răspândim miceliu peste tot. Deci, deasupra o să vedem cu ochiul când apare miceliu. Atunci putem să amestecăm miceliu ca să avem după aia o creștere mai rapidă. Bun, deci foarte simplu. Le-am injectat cu miceliu lichid. Miceliu acolo lichid a început să crească, a început să se transfere pe grâne. După 5 zile l-am amestecat și după încă 5 zile avem aici rezultatul. Deci, aici ai miceliu pe grâne făcut de noi, cu seringa cu miceliu lichid. Am făcut miceliu pe grâne. Acum, ce trebuie să facem e să pregătim peleții din pungi și să-i pasteurizăm ca să putem să îi inoculăm cu miceliu pe grâne. Adică să-i însămânțăm. Vorba vine. Ciupercile sunt fungi, nu sunt plante, deci zicem că însămânțăm, doar că e mai ușor să vorbim. Dar, de fapt, facem o inoculare. Deci aici o să facem 4 săcureți cu Pleurotus Princess Pearl. Acum, dacă vă luați, de exemplu, comaleului, aici am tot așa miceliu făcut de comaleului. Tot așa, cam în 10 zile, au crescut acest miceliu pe care îl vedeți aici. La comaleului o să folosim pungile astea cu peleți de rumeguș de lemn de fag. Deci, aceeași metodă, doar că folosim peleții de rumeguș de lemn de fag. Eu o să vă dau la fiecare kit peleții potriviți pentru specia pe care vă alegeți. Și peste peleții de lemn de fag și peste peleții de paie de grâu, o să facem aceeași chestie, o să-i pasteurizăm cu 1 litru de apă la 80 de grade Celsius. Prima dată o să-mi pregătesc pungile ca să pot să torn direct apă în ele. Deci, le dau jos scotchul ăsta. Totdeauna am grijă să nu îndoi gura pungii sau să o murdăresc. Deci se lasă așa. Deci o să-i pun pe toți așa în picioare și o să aduc apa caldă aici și o să torn apa caldă direct în pungă. Bun, am adus aici apa caldă care are 80 de grade Celsius și am aici cănuța de 1 litru. Asta e cănuța cu care îmi crez eu ciupercile. Cu cănuța asta și cu Mona. Bun, și acum o să iau câte o pungă din asta
Fac așa loc. Și iau un litru de apă. O să bag cănuța direct în pungă și las apa totodată. Foarte important să lăsăm apa totodată ca să se umezească toți peleții. Acum ei o să înceapă să se umfle. Facem așa și lăsăm să se umfle un picuț. Bun. Următorul. Deci, asta e tehnica. Luăm foarte mare grijă pentru că apa e caldă. Și dăm drumul o dată acolo. Bun. Lăsăm să se umfle. Acum o să îi tocim ca să îi putem pune unul peste altul aici în cutie. Deci așa se face. Totdeauna avem grijă de gură să rămână curată pentru că o să o lipim cu aparatul de lipit. Acum, dacă voi nu aveți aparat de lipit, o să încercăm și alte metode cu legat cu ață sau așa. Dar dacă aveți un aparat de lipit care nu e foarte scump, găsiți pe EMAG sau așa, la reducere, o să vă ușureze munca. Mai ales dacă faceți mai mult să puleți. Bun. Și acum, ăsta o să-l pun așa cu capul în jos. Aici, în cutie. De ce îl pun cu capul în jos? Mă, nu mi-e foarte mult de una aici, dar... Așa o să-l pun unul peste altul ca să mențin acolo căldura. Deci îl pun cu capul în jos pentru că apa s-a lăsat la fund și vreau să ajungă apa uniform și la peleții ăștia care sunt aici deasupra. Și atunci cu capul în jos și unul peste altul pentru toți. Deci apa trebuie să aibă 80 de grade, nu mai mult. Și între 80 și 65 de grade Celsius se produce pasteurizarea. Deci nu este nici fierbere, nici sterilizare. Este pasteurizare. Și avem peleții de paie. Care la fel am făcut. Astea durează un pic mai mult când absorb apa, vedeți? Putem să-i scuturăm un pic. Facem așa punga. Vedeți? Mod diferit. Dar așteptăm că tot așa o să se umple încet. Și îi punem așa să se umple. Eu am făcut săculeți ăștia ca voi numai să puteți turna un litru de apă la 80 de grade și să aveți substratul perfect pentru cultivarea cipecilor, deci substratul pe care urmează să îl inoculați cu miceliu pe grâne. Peleții ăștia de paie s-au vidat așa frumos. O supt aerul din cauza căldurii și s-au sigilat acolo. Tot așa cu capul în jos. Deci punem una peste altul. Cu cât stau mai înghesuit, scot mai bine. Pentru că o să mențină căldura mai bine. După ce am pus apa la 80 de grade, sigur că temperatura a început să scadă. Dar, ei dacă stau
La temperatură între 80 de grade și 65 de grade Celsius timp de 2 ore o să se pasteurizeze. Bun, și acum o să pun capacul și o să pun peste cutie la pumă să mențină căldura acolo. Să-i lăsăm așa până mâine și mâine o să-i inoculăm. Au trecut 24 de ore și peleții sunt gata pasteurizați. Se vede aici acum s-au vidat frumos și sunt complet închiși aici. Deci urmează să-i inoculăm. Iată că am ajuns și la partea de inoculare. Primul lucru care trebuie să-l facem e să amestecăm felinele astea care sunt aici în pungă. Deci, le rupem și le amestecăm cât se poate de bine. De ce? Pentru că să avem niște grâne dislocate care să le putem turna în săculeții cu peleți pasteurizați. Asta e pleurotus și acum o să fac și comaleului. Pe comaleului, dacă vedeți cumva că are mici primordii pe grâne, e ceva normal. Când vă speriați, se poate amesteca și folosi, e normal. În timp ce le amestecăm, putem să mirosim aici la filtru și se simte un miros plăcut de ciupercă dacă totul a funcționat cum trebuie. Se vede și pe grâne, dacă toate sunt albe și s-o prins una de alta, înseamnă că micelul e sănătos și se poate folosi. O să începem cu pleurotus. Deci, cam așa arată. O să-mi pun mască și mânuș, pentru că dacă deschid punga, și deschid aici și punga asta cu peleți, să nu suflu aer și să contaminez acolo ceva. Deși, în stadiul ăsta, deci micelul pe grâne se contaminează foarte greu, deci se poate lucra cu el în aer liber. Totuși să fim într-o cameră curată, să fim noi curați și să încercăm să lucrăm curat. Deci nu trebuie condiții sterile, dar condiții curate. Forfica. Tăiem punga. Acum ce trebuie să facem e să împărțim conținutul, deci micelul pe grâne, la 4 săculeți. Deci, un kilogram de aici trebuie să-l împărțim în 4 pentru săculeții noștri. Bun. Deci așa, după ochi, cum ar veni. Punem agrafa. Acum eu fac toate chestiile astea demonstrativ, deci voi vă puteți aranja ceva mai bine masa ca să aveți, să nu vă încurcați. Deci acum cel mai important e să băgăm mult aer aici înăuntru. Așa. Punem la lipit. Lipim încă o dată. Facem un test. Deci, e bine. Bun. Acum facem toți 4 săculeți așa și după aia urmează să-i amestecăm.
aparatul ăsta e lipit, are două trepte. Atunci când apăsăm, mergem o treaptă în jos. Și ar trebui să lipească corect. Da, e bine. E bine să aibă cât mai mult aer aici, ca să putem amesteca după aia. Acum cu ăsta ultimul săculeț o să vă arăt cum putem face și dacă nu avem aparat de lipit. Deci tot așa introducem grânele aici pe săculeț. Lăsăm totuși să băgăm cât mai mult aer aici. Și o să legăm cu o sfoară. Legăm bine acolo vârful, să nu scape aer. Facem un nod și gata. Acum asta o să fie un pic mai greu de amestecat, dar se poate și asta amesteca. Important să fie săculețe amestecați bine, pentru că dacă se distribuie grânele cu micele uniform în tot săculețul, atunci colonizarea este mai rapidă și este mai slabe șanse să fie contaminare. O să-mi dau o mască jos și o să vă arăt acum cum se amestecă săculețul ăsta. Deci, în primul rând, i-am putea face așa niște așa ceva și să lăsăm acolo să intre micelii. Aici la fel. Deci am făcut loc acolo și acum introduc grânele de aici de sus acolo jos. Deci încerc să duc grânele de aici de sus, să le duc jos. Și așa. Tot așa o să încerc să-l amestec, să fie cât mai bine răspândite grânele în săculeț. Și acum, așa, batem de masă, ca să îi dăm forma. Deci, apăsăm aici sus ca să îi dăm formă săculețului. Acum dau cu spirit. Dacă nu avem nici aparat din ăsta de trasat, o să folosim un ac. Îl dăm cu spirit și facem găuri doar aici în partea de sus. Putem face mai multe găurele mici prin care micelul o să respire. Putem face cât de multe, dar numai aici, în partea de sus. Bun. Acum săculețul ăsta e gata, îl putem pune pe raft la colonizat. El trebuie să stea la temperatura camerei, între 20 și 24 de grade Celsius. Timp în care micelul după grâne o să crească și o să începe să acapareze substratul. Deci aici avem peleți de paie pasteurizați. Deci,
O să punem praf și o să așteptăm. Acum o să vă arăt cum se amestecă un săculeț din ăsta făcut cu aparatul de lipit. Foarte important, putem să trecem specia și data inoculării. Și atunci o să știm în câte zile a fost colonizat săculețul ăsta. Deci cum facem să amestecăm săculețul ăsta lipit cu aparatul de lipit? Am băgat aici destul aer înăuntru și atunci o să ne fie ușor de amestecat. Bun. Aici e micelul, îl vedem și de aici putem să-l plimbăm prin tot săculețul. Că l-am amestecat. O să-i dăm formă exact cum am făcut și cu celălalt. Bun, acum i-am dat formă și o să vă arăt cu aparatul de trasat cât de ușor e să facem găurile. Tot aici, în partea de sus, doar. Câte 4-5 ture aici în partea de sus. Deci, iar săculețul punem pe raft la temperatura camerei și lăsăm să colonizeze miceliu săculețul cu substrat. Deci, o să le fac și pe restul, o să fac și camaleului, care e aceeași metodă, și o să le punem pe raft și o să vedem în cât timp colonizează. După 2 zile de la inoculare, așa arată kitul de Princess Pearl. Deci, a început miceliul pe grâne să crească. Se vede exact punctele unde e cu alb. Acolo e miceliul care începe să crească. Acum, de ce se folosește miceliul pe grâne? Se folosește și din cauza că grânele au nutriție mare și atunci micelul are forță să pornească de acolo din grâne și să colonizeze substratul. Aici avem săculețul ăsta care l-am legat. Acum ies că aici în partea asta au fost mai multe grâne și dacă întorcem așa aici pe fund, nu tare ajuns. Deci eu o să fie o colonizare un pic mai uniformă. Și o să probabil o să dureze puțin mai mult. Dar fiindcă rata de inoculare e destul de mare, adică am pus destul de multe grâne pentru ce cantitate de substrat avem, totuși o să se colonizeze destul de rapid și cred că nu o să aibă probleme. Deci aici e Princess Pearl și aici sus avem camaleului. Camaleului are un miceliu mai subțire și deci încă nu se vede mare lucru. Poate că foarte puțin, dacă observăm câteva bobe s-au albit puțin, dar micelul este mai subțire și e greu de observat, deci el e acolo, dar o să-l vedem doar pe final,
când o să se albească un pic mai tare, deci la finalul celor 10 zile, cât trebuie să steie săculeții de camaleului și la fel și la pleurotus, la colonizat. Ce am mai făcut e că le-am mutat etichetele un pic mai sus și am scris specia și data și atunci o să știm exact ce specie avem și să ne conformăm ca atare pentru partea de fructificare. Da, deci cam atât, în 2 zile și urmează să vedem cum arată seculeții peste încă câteva zile. Au trecut 9 zile de la inocularea seculeților și acum putem vedea că seculeții sunt colonizați complet. Aici avem Pleurotus Princess Pearl. Acum seculețul ăsta care l-am legat aici așa. Ne uităm. În partea de jos se vede că mai are puțin decolonizat. Deci aici încă nu a ajuns miceliu. Asta din cauza că n-am putut să amestec destul de bine substratul. Dar miceliul arată sănătos, în rest e colonizat complet și chiar aici în partea asta, deci apare miceliu întărit care cel mai probabil o să formeze primordii. Exemplu aici la săculețul ăsta, dacă ne uităm bine, observăm că au apărut primordiile. Deci ăsta de aici și ăsta de aici sunt primordii care se vor dezvolta în ciuperci și care le putem elibera și putem pune săculețul deja în camera de fructificare, în locul unde o să fructificăm ciupercile. Eu o să folosesc o miniseră cu rafturi pe care am adaptat-o pentru fructificarea ciupercilor. Da, deci aici se vede primordiile. Deci asta la Pleurotus Princess Pearl. Așa se dezvoltă ciuperca asta, deci de-aia am zis că e ușor de cultivat, pentru că face deja primordiile și tot ce trebuie să facem e să eliberăm primordiile. Uite așa aici. Și atunci ciupercile o să se dezvolte într-un mediu umed și bine aerisit. Avem aici camaleului. Nu, aș zice că camaleului nu a crescut. Dar, după cum v-am explicat și în alte episoade, camaleului are un miceliu subțire și destul de greu de observat. Deci, se cam vede rumegușul ăsta. Acum, dacă ne uităm aici sus, o să observăm că, de fapt, încep să apară primordii. Aici, în partea de sus. La 11 zile de la inoculare, vedem săculeții noștri. Acum, deci aici se văd primordiile. Aici. Și acum se văd că cam toți săculeții au primordii. Deci astea. Și aici vedem. Deci, ăștia trei care i-am scuturat, i-am lipit cu aparatul de lipit și i-am scuturat mai bine, deci ăștia s-au colonizat mai rapid. Ăsta care l-am legat cu ață, când ne uităm, mai are un pic aici de colonizat. Chestia e că
numai după ce o să termine aici de colonizat, o să înceapă să scoată primordii. Deci astea ce le venim aici încă nu sunt primordii. Ele precis vor deveni, dar încă nu arată ca și astea de aici. Deci asta la Pleurotus Princess Pearl. Acum aici sus la camaleului se vede cumva că este o peliculă mai albicioasă peste rumeguș, peste substrat. Asta ar fi semnalul că camaleul e gătat de colonizat. Acum o să ne uităm și sus, să vedem că aici, în partea de sus, camaleul deja scoate primordii. Bun, și acum urmează să pregătim săculeții pentru fructificare. Acum săculețul ăsta e plin de primordii. Deci vedem că și aici sunt, și aici în partea asta, și în spate, și sunt și aici deasupra. Deci ceea ce o să fac e că o să eliberez primordiile astea de aici. Pentru o să mut eticheta. Așa, prima dată o să scot aerul din pungă. Că dacă au primordiile oxigen aici în pungă, o să fructifice acolo. Și acum o să pun un scotch. Bun. Am un bisturiu pe care îl dau cu spirit. Și o să fac câteva tăieturi aici pe lângă primordii, deci în felul ăsta. Acum ciupercile o să crească și o să dai la o parte punga asta, dar deocamdată o las aici așa ca să le țină umiditate. Săculețul ăsta de Pleurotus Princess Pearl are foarte multe primordii aici în partea de sus. Așa că ce o să fac e că o să tai complet punga aici în partea de sus. Las totuși aici 5 cm ca să țină umiditate. Deci, cam așa o să rămână. Săculețul ăsta care l-am legat, deși nu colonizat complet, încă mai are aici. Totuși văd că în partea de sus a început să fac câteva primordii. Așa că o să fac în felul următor. O să culc partea asta și o să scot aerul de aici. O să pun un scotch. Aici o să fac o tăietură. Cam așa. Și peste de aici. Bun. Deci acolo sunt primordiile care o să scoată ciuperci. Deci le las așa, le-am făcut los să iasă și acum le las acoperite și așa o să pun la fructificat. La camaleului, fiindcă face primordii în principal în partea de sus, o să facem tot așa, o să scoatem aerul aici din partea de sus. Să avem grijă să nu tocim primordiile care sunt aici, uite, acolo e una și aici încă una.
iar fumăm un scotch. Dau pisturiul cu spirit și foarte gentil fac așa o tăietură în jurul primordiilor. Acum văd aici că sunt două una lângă alta. Deci o să le las pe astea două să se le dezvolte și asta nu o să mai eliberez. Aici am miniseria cu rafturi, unde o să fructific ciupercile. E un sistem destul de simplu pe care l-am mai explicat într-un alt episod. Deci ce e mai important e că am aici o aerisire spre afară și deci pe aici o să intre aer curat în mica încăpere. Acum e decembrie și afară e 0 grade, dar aici o să vede 15 grade, ceea ce e perfect pentru majoritatea ciupercilor. Acum, deci gradele le avem, aerisirea avem și acum ne mai trebuie umiditate în aer. Aici am două generatoare de ceață puse în apă și aici sus e un tub și la capătul lui e un ventilator. Și atunci am aici sistemul cu temporizator și dacă îi dau drumul se face ceață, deci generatoarele fac ceață și de aici de sus suflă aer curat care răspândește ceața în toată încăperea și în același timp și aerisește încăperea. Am așezat frumos aici săculeții în minisera. Deci, dacă le-am făcut tăietura pe lateral, le-am pus așa cu culcate jos și este în picioare. Cam așa. Acum sistemul ăsta cu generatorul de ceață stropește un pic, deci stropește apă. La unele ciuperci, mai ales la comele uleiului, nu-i place să fie stropită cu apă direct. Și atunci pe comele uleiului l-am pus aici sus. Deci aici o să aibă umiditate în aer, dar nu o să fie stropite ciupercile. Deci am adaptat microclimatul la specie. Acum o să închid minisera și o să îi dau drumul la sistemul de ceață. Deci el funcționează cam 15 minute odată la 2 ore. Deci odată la 2 ore face 15 minute de ceață plus ventilație de la ventilator. E suficient încât să, aici în miniseră să facă undeva între 75% și 85% umiditate în aer, care e perfectă pentru dezvoltarea ciupercilor. La 3 zile de când am scos săculețele la fructificat, cam așa arată Princess Pearl. Deci vedeți cum primordiile au început să dea unga la o parte și au crescut așa în sus.
aici e săculețul ăsta care l-am legat cu ață, deci începe să pornească și el. Mă vedeți că nu toate au pornit la fel de repede, adică nu toate sunt la aceleași mărime. Diferență de o zi, dau cam așa. Aici avem astea care le-am lăsat să crească de sus. Aici avem camuleului. Deci camuleului se dezvoltă și ea. Acum prima dată o să se schimbe un pic primordiile, o să-și facă o formă mai sferică cumva. Și după aia o să înceapă să iasă, să se dezvolte un pic mai tare. Dar în 3 zile cam așa arată. După încă 3 zile, cam așa arată Princess Pearl. Și acum observăm că s-a întâmplat ceva cu partea asta de jos, cu piciorul ciupercii, s-a lungit așa mult. Zic că s-a prea lungit. Asta înseamnă că avem un pic de lipsă de oxigen aici în încăpere. Deci, un pic sunt prea multe ciuperci pe metru pătrat și încăperea nu e aerisită destul. În cauza asta am lăsat unul dintre fermoarele de la miniseră deschis și atunci o să intre un pic mai mult aer. Dar să știți că dacă se lungește așa piciorul, asta e cauza, că nu e destul de bine aerisită încăperea în care vă cultivați ciupercile. Totuși, Pleurotus Princess Pearl e destul de rezistent la lipsa de oxigen și vedeți că pălăria o să se dezvolte până la urmă, ok? Până la urmă, pălăria la Pleurotus, pălăria e cea mai bună de folosit pentru gătit. Piciorul de multe ori e un pic cam tare. Deci, dacă în final pălăria o să se dezvolte și o să fie mare, atunci o să putem zice că e un succes. Săculețul ăsta care l-am legat, deci se dezvoltă mai încet, dar pare că e destul de abundent acolo. O să vedem în câteva zile cum va fi. Aici a crescut o ciupercă mai mare ca restul. Și asta e interesant. Dar în principal arată ok. Aici au crescut ciuperci mai puține, dar mai mari. Deci cam așa e cu ciupercile. Au tendința să evolueze în funcție de mulți parametri și atunci mediul în care ele cresc afectează mult felul cum arată ciupercile. Au trecut 9 zile de când am pus săculeții la fructificat și au trecut cam 25-30 de zile de când am început să activez grânele cu micel lichid, deci de când am pornit să cultiv ciuperci cu kitul de cultivare a ciupercilor și mareala. Așadar, aici aveți Princess Pearl. Ăsta 3, gata de cules. Ăla de acolo o să-l mai las o zi, două. Deci, eu zic că o producție e destul de bună. Acum, kitul ăsta de cultivare a ciupercilor nu e numai pentru a produce ciuperci. El l-am conceput mai mult ca să învețe oamenii cum să-și cultive ciupercile. Deci prin procesul ăsta înveți. Deci practic ai toate materialele necesare pentru a cultiva ciuperci și tot ce trebuie e să
folosești tehnica și să cultivi ciuperci. Acum, la kitul de cultivare sunt mai multe specii disponibile. De exemplu, camaleului încă nu a crescut total, încă mai are de crescut. Deci, mai trebuie să-l las în inserarea cu rafturi ca să mai continue să crească până la maturitate. Dar, de-aia am vrut să vă arăt specia asta, Princess Pearl, pentru că e una dintre cele mai ușor de cultivat și vedeți că crește destul de repede. Și produce destul de bine, zic eu. Cam asta a fost pentru astăzi. Am vrut să vă arăt ce rezultate puteți să aveți dacă vă luați kitul de cultivare a ciupercilor după site-ul shumarela.ro. Acolo pe site mai găsiți și micelul lichid și alte lucruri care o să vă ajute la cultivarea ciupercilor. Iar pe canalul de YouTube am acum o grămadă de videouri în care explic cultivarea ciupercilor cu metoda asta pe care o folosesc eu, cu micelul lichid. Și deci, pentru cei care vreți să cercetați mai mult, puteți să vă uitați la restul episoadelor Shumareala în spate. Nu uitați să dați un subscribe, să vă abonați la canalul de YouTube și până data viitoare, să aveți spor! Thank you.